Bună seara! Vreau să vă prezint noua achiziție, aparatul de sudură ProWeld 220 DLS, New Edition cu ecran LCD. Este proaspăt cumpărat. I-am făcut o mică probă, tocmai de aceea este desigilat. Și aș dori să vă arăt ce conține cutia cu care vine el din fabrică. Teoretic se încadrează în gama Profi, drept pentru care vine cu această cutie. Acesta este și ambalajul. Se pare că mai există o versiune de 160 de amperi. Aceasta este versiunea de 220 de amperi. Anul fabricației 2019. Și acum să încercăm să vedem și ce conține cutia. Așa cum v-am spus, eu am făcut o probă, tocmai de aceea conține cureaua deja montată pe el. Acesta este aparatul propriu-zis. Cureaua pe care i-am atașat-o. Aici este display-ul care vă voi arăta imediat ce funcție are. Ce mai găsim în cutie? Cleștele de masă. Și cleștele port electrod. Un ciocanel și pentru zgură și o perie. Și ceea ce mai avea el aici, pe care deja am montat eu separat, este masca aceasta, foarte ieftină, standard, cu care vine el din fabrică. Însă pentru a putea lucra ca și începător mai ales, am mai achiziționat tot din gama ProWeld și această mască de sudură. Cu autoreglare. Vom vorbi despre ea într-un alt video, chiar vă voi arăta și cum funcționează. Acesta este aparatul și acesta am putea spune că este micul unboxing, așa. Voi face un clip și cu el pornit pentru a vă arăta ce funcții are pe display și ceea ce putem face și lucra cu acest aparat. Aici este cablul de alimentare. În spate este butonul on-off. Și pentru cunoscători, aici pe spate găsim și detaliile tehnice. Încerc eu să-l întorc puțin mai la lumină.
100% avem funcționare continuă de 120 de ampere. Cam acesta este pe scurt. Îl voi băga în priză în clipul următor și vă voi arăta ce funcții are acest aparat. Mai are un sticker aici, cu care vine din fabrică. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept să vedem mai departe ceea ce poate să facă acest aparat ProWeld 220 DLS, sudură tip MMA.